Mă simt foarte bine, am emoții pentru că am terminat competiția pe 2 și o speram sincer la bronz, dar cred că este peste așteptările mele și a tuturor. Practic, s-a încheiat acest parcurs spre Jocurile Olimpice cu medalia de gât. Ce înseamnă pentru tine lucrul ăsta? Cât ai muncit, câte kilograme ai ridicat la viața ta ca să ajungi la medalia asta, ca să ridici medalia asta? Am ridicat tone, foarte multe tone în fiecare zi, iar această medalie este o muncă de 2 ani de zile în spate, în care sunt foarte multe răni, foarte multe plânsete, dureri, accidentări, îndurări, să spun așa, iar fericirea aia de 2 secunde, 3 de pe podium costă cam atât. Ce simțeai la ultima, atunci când chinezoica ridica pentru ultima oară? Ce simțeai? Erai practic aproape de aur. Eram aproape de aur, așa este, dar eu am fost foarte mândră și mulțumită că am reușit să iau această medalie, pentru că înseamnă enorm pentru mine. Cum am zis mai devreme, eu mă așteptam la bronz. Iar cu chinezoica mi-a dat un pic mici speranțe când am văzut că a ratat a doua încercare, dar în sinea mea știam că poate să ridice, pentru că în Thailand a ridicat mult mai mult de atât, a aruncat 120 și atunci știu că este imprevizibil, la fel ca și mine. Pentru tine argintul ăsta e de aur? Clar, este de aur și înseamnă cam toată cariera mea și cred că oricine și-ar dori această medalie, chiar și bronz, nu cred că contează culoarea, cât contează să urci pe acel podium. Te bucur că te-ai lăsat de gimnastică pentru haltere. Dar nu m-am lăsat de gimnastică pentru haltere. Gimnastica am făcut doar sportul la școală, dar halterele am făcut dintotdeauna, iar eu iubesc din tot sufletul meu acest sport. Ce, ai vorbit cu familia acasă sau n-ai apucat? Am apucat să vorbesc cu familia azi dimineață, m-au întrebat cum sunt, dacă sunt pregătită. Nu, după concurs încă nu am apucat să vorbesc, nici n-am apucat să deschid mesajele, pentru că sunt foarte multe. Dar abia aștept să le deschid mesajele, că am văzut că mi-au dat vocale. Mihaela, câte kilograme ai tu? 49. Și câte kilograme ridici zilnic? Tone ridic zilnic, dar pot să zic cât am ridicat astăzi. La stilul smuls 93, iar la stilul aruncat 112, dintre care este și record pentru mine personal în competiție, chiar plus 2 kg. Și totalul la fel, până acum am ridicat 201 în concurs, iar astăzi am făcut totalul de 205. Este ceva wow pentru mine. Și accidentată totuși, că ai avut unele probleme. Da, am avut unele probleme cu cotul în ultimele antrenamente, pentru că s-a tras foarte tare și cu toții am tras foarte mult în această competiție. Și clar, din disperarea de a ne antrena cât mai mult, am avut mici accidentări, iar asta nu m-a costat în competiție, pentru că m-am descurcat, dar m-a afectat puțin, să zic așa, că mi s-a blocat mâna la un moment dat, dar am reușit până la urmă. Ce zici de atmosferă? Atmosfera a fost ceva wow, este una dintre punctele care mi-a dat puterea mult mai mare, mai ales la greutatea de 112. Iar energia oamenilor cred că m-a ajutat destul de mult. Toți erau uimiți și încântați de tine, că n-ai ratat nicio... Da, așa este și asta mi-am propus încă de câteva zile, să încerc să-mi ridic toate încercările. Nu știam cum o să intru în competiție, pentru mi-am propus cum să intru, dar competiția schimbă lucrurile, adică concursul e concurs, nu ai dinsul de unde să știi niciodată cum trebuie să intri. Dar a fost bine, m-am descurcat. Mulți au rămas uimiți și de frumusețea ta. Ești micuță, aranjată, machiată, dar chiar cine te-a machiat? Eu mă machiez singură. Mi-a luat un pic astăzi să mă machiez și m-am gândit la acest machiaj de câteva zile. Ai știut tu ceva? Da, rozul am înțeles că înseamnă putere, deci m-am axat destul de mult pe acest lucru. Ce le spui celor de acasă odată cu cererea acestei medalii? Vreau să le mulțumesc că au fost alături de mine. Nu mă așteptam să fie un număr atât de mare, pentru că la orice competiție la care noi am fost, au fost foarte puțini români, iar aici a fost ceva wow pentru noi, pentru că doar la fotbal vedeam asta. Și vreau să le mulțumesc din suflet pentru toată susținerea și celor de acasă și celor care au fost aici live cu noi. Rămâne să statuezi această medalie. Ce da. Suflet deja le ai din ce știu? Da, cu siguranță îmi voi tatua această emblemă, pentru că înseamnă totul pentru mine. Care este persoana care a crezut cel mai mult în tine? Cel mai mult în mine, cred că Dumnezeu, în primul rând. Antrenorul meu, care a crezut mult mai mult decât am făcut-o eu, iar pe locul 3 sunt eu și familia mea, pentru că eu cel puțin credeam că o să reușesc, dar am avut mici îndoieli. De ce ai sărutat discurile la final?
pentru că a fost o greutate pe care eu n-am mai ridicat-o niciodată în competiție, iar m-am bucurat atât de mult încât am vrut, așa am simțit să fac, nu știu. Atunci te-ai prins că e medalie. Nu știam că am luat medalie, asta am întrebat antrenorul după ce am coborât să-mi zică dacă am o medalie la gât sau nu o am și atunci eram încă pe 3, pentru că trebuia să mai intre alte fete, dar eram mândră de că am reușit să-mi ridic toate încercările. Deci atâtea tone toată viața pentru 400 de grame. Da, pentru această medalie care durează o competiție, o oră să zic, și ani de zile în spate de muncă. Dar vor fi și mulți bonus pe care îi vei primi și o mașinuță de la domnul Țiriac. Da, așa este. Asta acum mi-ați amintit, să zic așa, pentru că în acele momente nu gândești banii, nu gândești mașini, nu gândești nimic decât această medalie pe care ți-o dorești din tot sufletul, pentru că muncești enorm de mult pentru ea. Îți dai seama ce o să fie în 2028? Încă nu pot să-mi dau seama, dar cu siguranță toată lumea are așteptări de la mine, pentru că așa se întâmplă când ajungi un sportiv foarte bun, valoros și în fața tuturor. Iar atunci oamenii au speranță și te văd diferit, iar noi trebuie să muncim mai mult și să nu dezamăgim.